Motiv de bucurie pentru schiori. S-a produs zăpadă artificială, s-au făcut depozite, iar de mâine în Poiana Brașov începe pregătirea pârtiilor pentru schi. Până când le vor putea folosi, brașovenii și turiștii se pot distra în weekend la Săniuș. Pârtia aceasta se deschide sâmbătă, fiind instalate două sisteme mobile de producere a zăpezii artificiale. Sunt mai exact două tunuri mobile, precum cele de pe pârtiile de schi, dar se folosește și un utilaj pentru pregătirea pârtiei de Săniuș. Au explicat oficialii primăriei Brașov, care au dat publicității și lista prețurilor practicate în Poiana Brașov.